Ne întoarcem în Piața Victoriei, acolo unde a avut loc un incident minor. Cred că îl putem numi așa, Oana. Înțeleg că un protestatar s-a certat cumva cu un jandarm, l-a jignit și a fost ridicat. Exact, dacă este să facem comparație cu incidentele de seara trecută, vorbim acum despre un alt incident minor petrecut aici în Piața Victoriei între protestatari și jandarmi. Li s-a reproșat celor din urmă că adoptă o poziție intimidantă. Mai mult decât atât, așa cum ai punctat și tu, unul dintre protestatari l-a jignit pe unul dintre jandarmi, motiv pentru care a fost rugat să se legitimeze și condus la dubă, acolo unde desigur se va încheia probabil și un proces verbal și se va stabili dacă va fi condus ulterior la secție. Aici în Piața Victoriei însă, după cum puteți vedea și în imagini, s-au adunat din ce în ce mai mulți oameni, estimez eu că sunt peste 1000 de persoane și vin foarte mulți în acest moment dinspre gurile de metrou. Vin grupuri, am văzut tineri foarte mulți, am văzut părinți însoțiți de copii, oameni care au venit pe bulevard cu bicicleta, cu rolele, cu trotinete și s-au adunat din nou în număr destul de mare aici în Piața Victoriei. Deja circulația este restricționată aici în Piața Victoriei. Cu siguranță se va lua decizia de restricționare și a bulevardelor principale, vorbesc de Chiselev, de Aviatorilor, îndată ce numărul protestatarilor va crește, dacă se va întâmpla acest lucru. Văd jandarmi aici, sunt mașinile de jandarmi pregătite pe străzile adiacente, vă spuneam și ceva mai devreme acest lucru, tocmai pentru a-i depista pe cei care fac parte din galerie și a-i ține departe de Piața Victoriei. Sunt de asemenea pregătite și acele autospeciale cu apă în cazul în care lucrurile vor degenera și foarte multe ambulanțe cu medici pregătiți să intervină, desigur, în cazul în care va fi nevoie. Deocamdată vorbim despre un protest pașnic, aud că oamenii scandează lozind și au la ei vuvuzele și fac numai gălăgie. Deci, deocamdată, în afară de aceste incidente minore, este un protest pașnic, rămâne de văzut dacă va rămâne așa până la final și să vedem până când vor rămâne oamenii aici în Piața Victoriei. Să sperăm că pașnic va rămâne, Oana.